Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Mincosul lui Raluca a fost frumos. Aluadi, frumos. Dar acum nu știu ce să zic la gust. Și anul a fost frumos. Este un preparat demn pentru o finală șef la cuțite. A plecat banda. Lasă-mi, pana. Bravo! Bravo! Ca orice probă sau nu știu cum să spun, că depinde de jurați. Pentru că să ne amintim, sunt cei mai buni bucătari. Fica de prepeliță. Suntem la main course, partea, după părerea mea, aproape cea mai importantă a unui meniu complet. Aici trebuie să mă dai pe spate. Mamă, dar arată foarte bine. Este un culi de... Farfurile au fost exact cum așteptam. Se vede că suntem la o finală, o finală de șef la cuțite sezonul 10. Farfurile sunt fabuloase. Da, un pic, că nu înțeleg. Auzi? What? E un sos, e ceva verde care se regăsește pe două farfurii. Nici vorbă, doar că sunt verzi. Nu, asta e spanac. Nu, ceva... sunt diferite culorile. Începem cu farfuria numărul 1. Ia să vedem. Haide, mă. Au mai muncit la farfurile astea. Sunt mai lucrate. Mamă, cât de tare e asta. Asta ori s-a făcut așa că s-a răcit, ori că așa au vrut ei. Miroase și bine. Miroase și bine. Chiar îmi place plating-ul. Ce, a ajuns și trufa asta, bă, băiatule, bă. Da. Am făcut tot ce ne-a dat în putere, tot ce am știut mai bine noi, am folosit și eu de tot ce trebuit să iasă ce trebuia, mi-am pus gustul cam peste tot, am gustat tot ce a ieșit. Cod, poșat, cu spanac, piure. Un fel de velute ăsta, sau? Da, așa trebuie să fie sosul de ciuperci, din ce am înțeles eu. Peștele foarte mișto gătit, foarte gustos, sosul bun, să știi, sos, un gust destul de intens, așa, de ciuperci. Interesant ca textură. Că... În farfuria asta am avut un gust foarte bun. Sosul, un pic cam lung, dacă vrei să fim cărcotași, suntem cărcotași și găsim mizerii oriunde. Dar farfuria foarte gustoasă. Să ce? Face plus bani. Are o specie de sărat enervant de bună. În spanahul? Da. Spanahul e bun. Are un pic de sărat, dar mișto. Așa, așa. Foarte bună farfuria, n-am ce să-i spun. Sosul a puțin de neînțeles. Dacă n-avea trufă, cred că era și mai interesant. Mi-a plăcut foarte mult. Tehnica de gătit a fost spectaculoasă, nene, nu? Perfecțion. Black cod cu sote de ciuperci, piure de cartofi cu trufe și usturoi negru, și sos de ciuperci și baby spanac și icre de somon. Măi, e o modă cu ciupercile, se pare. Da, e gătit mișto. Ciuperci. Era mișto dacă ta avea urzică în interior. A forțat foarte mult nota de trufe în acea farfurie. Foarte mult a forțat nota de trufe, dar a avut un mare plus în baza peștelui, pentru că a fost foarte bine, foarte bine gătit. Păi, la mine peștele a fost gătit bine. Cam mult spanac. Mie îmi place. Un singur lucru aș avea de reproșat, eu nu i-am găsit rostul spanacului. Dar peștele gătit perfect. Poate n-aș fi băgat nici piureul ăla în toată zeama aia, supă, consome, nu știu ce era. Dar când le combinai ca gust, era senzațional. Too many things going on. Nu știu de ce, în zilele noastre, și nu e vorba numai de acest concurs, e vorba de restaurante în general, se face abuz de trufă. E bine, gustul de trufă un pic prea pregnant, prea puternic. Am avut un black cod cu trufe și un sos extraordinar, a fost, după părerea mea, superlativul fine dining-ului sau fine dining la superlativ asta. A fost pe gustul meu perfect, codul foarte bine gătit. Gustul a fost echilibrat la spanac, poate aș fi pus un pic mai multă sare sau oricum lipsea ceva doar la spanac. Prea multe trufe, prea aromat. Cred că a vrut să fie un consomé de ciuperci ceva. Până hai să trecem la a doua. Aprecieze tehnica lucrurilor pe care le gustă. Cod negru, poșat în unt, ribeye la sous vide,
la 55 de grade, piure de cartof alb, piure de cartof cu nero de sepia, sos bernez, demi-glas cu porto. What? Da. Sos bernez? Nu mă sos bernez. A, pe pește este sos. Spumă de leurdă. A, deci leurdă. Sau spongi de leurdă. O, mai spongiu, da. Sparanghel. Spongiu s-a desponjuit. Baby morcov galben. Să văd peștele cu ăsta. Te-a băgat aia, zic și eu că... Deci ăsta nu are gust de leurdă? Raluca trebuia să aibă în farfurie asta un sos porto, demi-glas, care trebuia să fie dulce, trebuia să fie gras și lucios și de o culoare senzațională și nu este. Apoi o să da, mă, că nu se rupe sos cu sos, nu e... Mai avea nevoie de vreo 2 minute. Exact 2 minuțele, nu mai mult. Da. Genul ăsta de pește cod, când ai băgat o feliuță de pește cod în gură și ai apăsat-o cu limba pe cerul gurii, se desface instantaneu. Se simte că e crud, știi, crudulet un pic. Poate doar bucățica asta, nu știu. Da, nu are... Are un gust de iarbă, așa. Da, are gust de iarbă. Vita e excepțională, însă. Vita este excepțională. Piureu e bun. O asociere îndrăzneață. Cat acolo de grăsime, nu e ok. Gustos, prezentată frumos. Mișto. N-am ce să zic. O complicat lucrurile mult prea tare. Nu vine să cred că am ajuns în ultima oră și că nu-s gata cu astea. No. Moș, ăsta de ce nu se glazează? Că nu înțeleg. Lasă tartele, că nu ai timp să le faci. Hai, începe să montezi, te rog eu frumos. Eu arăta așa de bine Pavlovaia, că deja mă lasă gura apă. Te bătai de joc. Știu. Și bătai de joc de mine și nu e ok. Înțeleg, și de voi. Revenim la degustarea main course-ului, felul principal din meniul a la carte al finalei sezonului 10. La degustare sunt invitați de marcă cu mari pretenții, greu de satisfăcut. Sincer, mi-a plăcut antricotul, o carne de calitate. Steak with steak, l-ai făcut foarte bine gătit. Este foarte greu să combini un pește cu o carne cum este antricotul, care este destul de tare. De obicei, la un surf and turf se folosește o carne, o parte anatomică a animalului, gen vită, mai moale. O asociere tare, îndrăzneață, pește cu un antricot bine gătit, adică carnea roze, fraged. Uite-te la Gabira să vezi că grăsimea aia pe aia. Dana, ribaiul așa e. Bucat acolo de grăsime, nu e ok. Foarte mult usturoi în piureul respectiv. Piureul corect, cel cu usturoi negru, un pic prea pronunțat aroma de usturoi, dar pe mine nu m-a deranjat. Cine a gătit farfuria 1 la 3 ore, a făcut farfuria 2 la... E cineva care iubește usturoiul. Foarte interesant, am adus primăvara în farfurie cu piureul acela de leurdă. Bună farfuria, sos demi-glas, bun. Gustos, prezentată frumos. Puteți trece la farfuria cu numărul 3. Mulțumim! Mersi! Revenim după, Iosif. Ceva e bun. Mușchiuleț de miel în prapure. Piure de cartofi dulci cu scorțișoară și trufe. Sos de merișoare și piure de mazăre. Eu zic că am gust, eu zic că am șanse destul de mari. Sunt mulțumit. Dacă nu eram, știți foarte bine, când am fost, v-am spus, bă, nu cred că merit, sau nu cred că iau mult, sau... Eu cred că am șanse destul de mari. Știu, n-am ce să zic. Hai să vedem. Ce e, Cătălina, aici? Mușchiuleț, ai zis, de berbeluș? Mușchiuleț de mieluț. Înfășurat în prapure. În prapure? Vine și farfuria lui Adrian. N-am înțeles de ce n-a prăjit praporul ăla, care praporile prăjite arată dă așa o tentă de grăsime, crispy, foarte interesantă. Cred că praporul ăla schimbă gustul tare de tot. E... Se simte la gustul ăla, așa. A, mușchiulețul ăla fraged, gustos, ca și e, dar l-am venit într-un prapure și cam negătit. Dar ăsta schimbă cumva gustul, duce spre drob, așa. Se duce în drob, da. Se duce în drob, rămâne gustul ăla de drob cu o combinație de dovleac și de dulceață și de ăla nu mai... De Adrian îmi este cel mai frică. Îmi este frică și de Flori, clar, pentru că are un meniu foarte interesant și are o echipă bună în spate. Dar Adrian e ăla care a demonstrat mereu. Da, e interesantă alegerea cu mielul. O farfurie foarte muncită, foarte echilibrată, un piure de cartofi dulci foarte bine executat, piureu de mazăre la fel foarte bine executat, carnea de miel gătită corect. Deci că l-au fiert împreună. Deci că l-au fiert împreună aceeași spanac. Am mai ajutat să ieși până ei. Le-a furat cineva sarea.
mielul ăla fiind mușulețul de miel, fiind foarte micuți, s-a gătit imediat. Prapurile n-a apucat să soteze ca lumea, să se rumenească, să facă ceva din el. Dar el făcea un chips din prapure, nu știu, făcea altceva, dar nu așa. Trăiască piureurile. Dacă nu erau piureurile, ce făceam noi? Cred că a fost un act de curaj pe Farfuria 3. Să iei un astfel de ingredient și să-l faci, să-l execuți foarte bine. Mă, apreciez că a avut răbdare să curețe baby carrot ăsta. Farfuria numărul 3, berbecuț, miel ceva, un mușchiuleț, bun, bine executat, câteva elemente din farfurie care nu mi-au plăcut, gen sosul ăla, care nu știu din ce era. Mi-au plăcut, în schimb, piureurile, foarte bune. Mușchiulețul, el a fost bine gătit, numai că, nu știu, printr-o întâmplare nefericită, a fost înfășurat în prapuri. Care prapuri ar fi necesitat, poate și temperatură mai ridicată și mai mult timp. Bă, chiar sunt curios să vedem ce... Bă, am încoșuri mult mai bine decât la starter, oricum. Da, mai bine, da. Mult mai bine decât la starter. Și farfuria cu numărul 1? 1. Farfuria numărul 1. Felicitări. Felicitări, felicitări, felicitări. Echilibrată, gustul foarte bun. Peștele gătit perfect. Mă, supa a fost bună, peștele a fost foarte bine gătit. Dar în rest, erau foarte multe inutilități acolo, n-aveau ce, adică au complicat lucrurile mult prea tare. Farfuria cu numărul 2. Am fost generoasă, am dat 4 puncte pentru că au muncit, s-au străduit. Main course, felul de bas, un pic mai bine față de Andreu. Au încercat să arate mai mult, au încercat să facă mai mult. Farfuria cu numărul 3. And the last one, too sweet, too chewing, didn't choose the right meat at all, I mean, decoration is good also, the puree is too strong. La ultima farfurie mi s-a părut o farfurie foarte bine legată, piureul de cartofi dulce, cred că a fost acolo, care m-a convins foarte tare. Oh, mulțumesc frumos, simpatice, ne vedem la desert. Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.